Operațiune spectaculoasă de salvare în statul american Washington afectat de inundații. Paza de coastă a intervenit cu elicopterele pentru a recupera mai mulți oameni din mijlocul puhoaielor. Într-o singură zi în regiune a plouat atât de mult încât mai multe râuri au ieșit din matcă și au inundat totul în cale. Cel puțin 2 persoane au murit. În biba de apă, pământul a devenit instabil în unele locuri și a luat-o la vale, iar pericolul nu a trecut. Aproape 16 milioane de oameni care locuiesc în nord-vestul Statelor Unite rămân în continuare sub alertă de inundații.